A făcut valuri cu schigetul pe Marea Neagră, dar se pricepe la fel de bine și la sporturile de iarnă. Primarul Constanței, căci despre el vorbim, a petrecut câteva zile de vis într-o stațiune din Austria. Iar Radu Mazăre a făcut ce știe el cel mai bine. S-a distrat. Arată camera de la vedere acolo? Da. Ok, o panoramă așa a peisajului. Hai, vrei cu liceul, hai! E pe val, chiar și la munte. Radu Mazăre se descurcă pe schiuri mai ceva ca la surf. Eu schiez de rup în două. Mă trezesc dimineața la 7, schiez de la 9 până la 5. 4 zile a stat Mazăre în stațiunea austriacă Tirol împreună cu fiul lui și câțiva prieteni apropiați și a profitat cât a putut de mult. A încercat să-și învețe ceva din asta. Își amintește că administratorii pensiunii aduceau o volă să dea la o parte zăpada de 2 metri, altfel nimeni nu putea ieși dimineața din cabană. Zăpadă mult mai multă decât în România. Mult mai multă și viscol mult mai mult. Și stat undeva în vârful muntelui și tras cu vola că nu ajungeai decât cu lanțuri la 4x4. Și a mai învățat ceva. În primul rând nu sta așa de plângăcioși. Cum e? Merge. Merge? Am avut o săritură de 1,5 m, dar merge. Hai, hai, merge și vedem. I-a plăcut în Austria, dar parcă mai mult îi place acasă la Marea Neagră. De încercat vrea însă să le încerce pe toate. În urmă cu o lună, primarul municipiului Constanța s-a întors dintr-un concediu exotic în Venezuela și Honduras.